Bună seara, sunt Suada Carcuchi și vă prezint jurnalul de noapte. Iată câteva subiecte. Fondul Monetar Internațional anunță că dezgheață finanțarea pentru Republica Moldova și că o tranșă de 46 de milioane de dolari va ajunge în curând în țara noastră. Euro a coborât sub 20 de lei la casele de schimb valutar, cum explică experții. Aprecierea monedei naționale vedeți în jurnal. O mașină a poliției a intrat violent într-un BMW pe o stradă din capitală, iar un agent a fost rănit. Maia Sandu susține că fiii fostului prim-ministru Pavel Filip ar fi implicați în scheme de spălare de bani. Democratul neagă și cere dezmințiri. FMI a deblocat finanțarea Republicii Moldova, astfel că țara noastră va primi tranșa de 46 de milioane de dolari de la Fondul Monetar Internațional. Anunțul a fost făcut astăzi de prim-ministrul Maia Sandu, în urma unei întrevederi cu șeful misiunii FMI în Republica Moldova. Republica Moldova va putea primi tranșa de 46,5 milioane de dolari SUA în anul 2019. Cunoașteți că programul a fost suspendat din cauza deciziilor nepotrivite ale guvernului precedent, în special cele care țin de amnistia fiscală, dar și alte decizii care au dezechilibrat bugetul Republicii Moldova. Șeful echipei de experți a FMI a confirmat că legea amnistiei fiscale a stat la baza deciziei de a suspenda finanțarea. We put on hold. The jargon we use, we put a program on hold. And it's true that it was driven by the deviations from the policy objectives by some of the steps which were taken by the previous government, specifically that relates to the set of initiatives, tax and fiscal initiatives, which were implemented in July last year, and the capital and tax end. Experții FMI au vorbit și despre furtul din sistemul bancar. The government will try to get all of this list of beneficiaries, and its government sees what to do with that. But our discussion with the government has focused mainly on the idea of how to accelerate the asset recovery of the stolen assets. Pentru un post afiliat democraților, fostul premier Pavel Filip a declarat că deblocarea asistenței financiare din partea FMI este de fapt o realizare a guvernului pe care l-a condus el. Fondul Monetar Internațional a înghețat finanțarea Republicii Moldova anul trecut, după adoptarea unor legi controversate, printre care și legea privind amnistia fiscală. Experții FMI s-au aflat timp de 2 săptămâni într-o vizită la Chișinău. Leul a crescut semnificativ în ultimele 3 săptămâni. Azi, Banca Națională a afișat un curs de 20 de lei și un ban pentru un euro. Și dacă cei care își primesc lefurile în lei ori trebuie să plătească credite sunt mulțumiți, noutatea i-a afectat pe agricultori care își încep să-și exporte mărfurile în această perioadă. Banca Națională a afișat astăzi un curs de 20 de lei și un ban pentru un euro, astfel că valuta națională s-a apreciat cu aproximativ 70 de bani față de maximul înregistrat acum 3 săptămâni de 20 de lei și 73 de bani. La unele case de schimb valutar, valuta europeană s-a vândut astăzi cu 19 lei și 89 de bani și s-a cumpărat chiar cu 19 lei și 12 bani. Experții economici susțin că în urma cererii de valută din iarnă, deficitul valutar a fost de 240 de milioane de dolari. Banca Națională a intervenit, spune Ioniță, iar după alegeri a urmat șocul valutar din aprilie, când euro a crescut, și din iunie, când a început să scadă brusc. În luna iulie, în prima săptămână, noi avem o apreciere sau o întărire a leului fără precedent, ce obținem în ultimii ani de zile, n-am avut atât de putere încă o săptămână. Oamenii au niște șocuri și asta nu e bine. Rolul Băncii Naționale este să asigure o fluctuație lentă a leului. Noi trebuie să avem un leu stabil. Dacă pe cei care muncesc peste hotare și aduc acasă euro, situația îi întristează, pentru oamenii care primesc salarii în lei, e motiv de bucurie. Pentru mine e foarte bine să-l cumpăr la moment, că dacă plecăm la odihnă și acolo euro ar trebui foarte bine. Care peste hotare, da, lor lei nu-i prea bine. Da, tot timpul va scade. Pentru dumneavoastră când era mai bine? Iarna, mulțimii mari, de toți avem și hotare și puțin scade cursul. Cei mai afectați sunt agricultorii care în perioada de vară și exportă marfa. Creează probleme la exportatori din simplu motiv că ei fac toate calculele în valute și ei au cu mult mai mică încasări în lei decât au acceptat. La fiecare 100 de lei pierd cam 2,50 lei, deci se poate întâmpla că asta e 20-30% din profitul lor. Veceslav Ioniță susține că în perioada următoare leul va oscila cu o ușoară
clară tendință de depreciere. Dacă va continua acest lucru, atunci noi în două săptămâni vom avea o întărire leului, care este pentru prima dată atât de mare în istoria generală a Moldovei. Cel mai probabil leul se va întări mai mult, aproape cât s-a depreciat în 3 luni de zile. Cu 5 mașini în garaj și mai multe imobile, printre care o vilă în Statele Unite, ministrul economiei este cel mai bogat membru al cabinetului Sandu. Răscolim declarațiile de avere ale premierului și ale celorlalți miniștri în câteva minute la știri. Arena Chișinău este o mare schemă de scrocherie, spune Maia Sandu, după ce a analizat proiectul. Totodată, premierul susține că peste 75% din mărfurile vândute în ultimii ani în magazinele duty-free ar fi introduse ilegal în țară. Între 2015 și 2019, valoarea mărfurilor importate de către entitățile duty-free a constituit 2,8 miliarde de lei. 75% din volumul mărfurilor vândute în magazinele duty-free sunt introduse în mod ilicit pe teritoriul Republicii Moldova. Maia Sandu a făcut această declarație la începutul ședinței guvernului. Premierul susține că nereguli s-au depistat și la proiectul Arena Chișinău, inițiat de fosta guvernare democrată. La prima vedere e vorba iarăși de o excrocherie, se pare. Costul acestui proiect este de 44,5 milioane de euro. Nu s-a găsit niciun document justificativ pentru aceste costuri, iar garanția pentru acest proiect de anvergură este doar un an de zile. Ne întrebăm cei care au negociat contractul ce au avut în gând când au formulat asemenea condiții. Sandu susține că nu este clar de ce s-au alocat peste 69 de hectare de teren pentru acest proiect, în cazul în care clădirea arenei ocupă doar 10 hectare. Doar de la neincluderea în proiect a costurilor de schimbare destinației terenului, statul a pierdut 90 de milioane de lei. De taxa notarială a fost plătită de stat, așa cum se cere, 400 de mii de lei care au mers în buzunarul notarului personal al lui Vlad Plahotniuc și anume Olga Bondarenko. Numele notarului Olga Bondarciuc figurează și în raportul Crol 2, publicat recent de autorități. Maia Sandu a solicitat Ministerului Educației să facă un demers către Ministerul Economiei și cel al Finanțelor pentru a face o analiză financiară. Proiectul Arena Chișinău reprezintă o idee a democraților, anunțată anul trecut de la sediul PD de Vlad Plahotniuc, iar proiectul a fost prezentat ulterior de către Adrian Candu. Vlad Filat spune că nu a avut nicio legătură cu numirea lui Lanjor în fruntea Consiliului BEM în 2014, așa cum se vehicula anterior. Postul premier a scris despre asta într-un mesaj pe pagina sa de Facebook prin intermediul avocaților săi. Filat a publicat și acte care arăta că emisia suplimentară de acțiuni BEM a fost cunoscută și aprobată de către Leancă, Lazăr și BNM. Iar Jor a fost numit în funcție în aprilie 2014, când Filat nu mai era premier. În vara anului 2016, după un proces cu ușile închise, a fost condamnat la 9 ani de închisoare cu executare pentru trafic de influență și corupere pasivă. O mașină de poliție și un BMW s-au ciocnit violent într-o intersecție din capitală. În urma impactului, un agent a fost rănit. Oamenii legii susțin că șoferul BMW-ului a virat într-un loc interzis. Cel din urmă își recunoaște vina, dar spune că polițiștii se deplasau cu viteză. Era în jurul orei 15 când o mașină de poliție a intrat într-un BMW la intersecția între șoseaua Balcan și strada Liviu Deleanu. Polițistul care s-a ales cu răni nu a oferit multe detalii, menționând doar că vinovat s-ar face conducătorul celuilalt autoturism. Tot normal, mă, sunt. E că au încălcat reguli și s-au întors pe loc aici. În urma impactului, capota Daciei a fost făcută zob, iar partea laterală al celuilalt vehicul puțin avariată. Șoferul BMW-ului spune că totul s-a întâmplat când acesta a încercat să vireze la stânga, deși acest lucru era interzis. Iar tot ce vinovat 100%, tot ce eu nu ucel, știu că nu se răvrașează. Scorostea mea era 2 km/h. Vă живете по удару, конечно. У них торможение идет, тормозной пуск, вон смотрите сколько, метров 10. Poliția urmează să stabilească toate circumstanțele producerei accidentului. Fiii lui Pavel Filip ar fi implicați în operațiuni de spălare de bani, a declarat Maia Sandu, care susține că informațiile sunt secrete. Fostul prim-ministru neagă acuzațiile și spune că o va acționa în judecată pe Sandu dacă nu va dezminți informațiile. Acum primesc informații inclusiv despre faptul că fostului prim-ministru sunt implicați în operațiuni de spălare de bani. Pe mine mă interesează și asta o să investigăm noi. Maia Sandu nu a oferit mai multe detalii, menționând că informațiile sunt secrete. Guvernarea precedentă a secretizat tot
ce mișunate aici. Absolut toate informațiile, pentru că vroiau să ascundă toate mismașurile pe care le făceau. Fostul premier Pavel Filip a reacționat pe Facebook și a scris că o va acționa în judecată pe Maia Sandu dacă prim-ministrul nu va dezminți informațiile. Este fals! Toate aceste acuzații au scopul de a reduce opoziția la tăcere. Să ataci însă familia unui oponent politic cu subînțelesuri și declarații aruncate și neprobate este cel mai josnic lucru pe care îl poate face un politician, a scris Filip. Sper să reușesc să conving instituțiile abilitate să putem desecretiza acest document. O să-i prezint documentul și atunci toate pretențiile să fie la cei care au produs acest document. Cel mai bogat ministru din actualul guvern este cel al economiei. Vadim Brânzan are 5 mașini în garaj, printre care un Porsche de anul trecut și un Lexus nou-nouț, dar și mai multe imobile, printre ele o vilă în SUA. În lista oficialilor cu cele mai mari venituri este și ministrul de externe cu locuințe în străinătate, dar și ministrul finanțelor, care a avut anul trecut un salariu de peste 2 milioane de lei. Venituri cu mai multe zerouri, declară Vadim Brânzan, care potrivit declarației sale de avere ar fi cel mai bogat ministru din actualul guvern. În anul 2018 și 2019, Brânzan a câștigat peste 84.000 de dolari din dividende și dobânzi de la o bancă americană, iar soția acestuia a obținut un venit de aproape 80.000 de dolari. În Statele Unite, familia Brânzan deține un apartament de 650.000 de dolari, dar și o casă de 1.650.000. În Moldova, acesta mai are 4 apartamente, valoarea cărora este de peste 2 milioane de lei, o vilă obținută prin donație de peste 80.000 de lei și un teren de 45.000 de lei. Ministrul Economiei are în garaj 5 automobile. Un Mercedes de 82.000 de dolari, un BMW de 95.000 de dolari, un Lexus produs anul acesta și un Porsche de anul trecut a câte 50.000 de dolari și un Chevrolet de aproape 350.000 de lei. Iar ministrul de externe declară un salariu anual de peste 83.000 de euro de la Institutul UE pentru Studii de Securitate și Consiliul European pentru Relații Externe, de unde a primit și indemnizații de peste 100.000 de euro. Nicu Popescu a câștigat în jur de 1.300 de euro în urma activității didactice la Institutul de Studii Politice de la Paris și aproximativ 12.000 de euro din chiria unui apartament. Nicu Popescu are 2 apartamente și o vilă peste hotare, iar valoarea acestora se ridică la aproape 1 milion de euro. Totodată deține un apartament în Moldova de peste 400.000 de lei. Familia Popescu are și un automobil de model Suzuki, procurat în 2017, cu circa 14.300 de euro. Ministrul Finanțelor indică un salariu anual de 103.500 de lire sterline, echivalentul la peste 2.300.000 de lei moldovenești, de la Fondul Global pentru Inovare. Natalia Gavriliță deține un apartament de circa 275.000 de lei. În declarația de avere a prim-ministrului Maia Sandu este trecut un automobil de model Toyota RAV4 din anul 2007, care costă 170.000 de lei și un apartament în valoare de puțin peste 440.000 de lei. Iar ministrul afacerilor de interne, Andrei Năstase, locuiește într-o vilă de 156 de metri pătrați, în orașul Codru, care valorează peste 2.200.000 de lei. Acesta mai deține 2 case moștenite de la părinți. Năstase ridică salarii de la 2 companii germane de 30.000 de euro pe an și respectiv 60.000 de euro și are un Volvo produs în anul trecut de peste 40.000 de euro, dar și un Nissan de 10.000 de euro. Transformă energia solară în electrică. 2 arbori din metal dotați cu sisteme fotovoltaice au apărut în Chișinău. Și trăim în lumea tehnologiilor și probabil o să ne fie foarte comod nouă tinerilor. Cu ajutorul lor, oamenii pot să-și încarce bateriile telefoanelor sau laptopurilor în mijlocul drumului și să aibă acces la internet. Unde au fost instalați copacii, vă spunem imediat la știri. Demisii în lanț la numeroase instituții de stat, șeful Poliției de Frontieră și cel de la Agenția Servicii Publice și-au părăsit fotoliile. Totodată au fost rechemați din funcție mai mulți ambasadori și consuli. Șeful Poliției de Frontieră, Fredolin Lecar, și-a părăsit fotoliul. Purtătorul de cuvânt al instituției ne-a spus că nu știe care este motivul. Tot astăzi a fost aprobată cererea de demisie a șefului Agenției Servicii Publice, Sergiu Răilean. O altă instituție
importantă pentru stat, unde trebuie să ajungă în management oameni corecți, responsabili. Despre această instituție o să se audă încă multe lucruri în următoarele luni. A plecat din funcție secretarul de stat al Ministerului Economiei, Sergiu Bucătaru, și Anatolie Munteanu, secretar de stat la Ministerul Justiției. Iar mai mulți ambasadori și consuli au fost rechemați, pentru că le-a expirat mandatul, anunță ministrul de externe Nicu Popescu. Este vorba despre ambasadorul Republicii Moldova în Canada, Turcia și Polonia, dar și consul de la Milano și Frankfurt. Și directorul Moldsilva, Ion Haralampov, ar fi demisionat. Cel puțin asta a anunțat deputatul PPDA, Liviu Vovc. Responsabilii de la Moldsilva nu ne-au răspuns la telefon pentru comentarii. INP își propune să năsprească pedepsele pentru depășirea limitei de viteză, iar amenzile să fie stabilite în funcție de cât de mult au apăsat șoferii pe accelerație. De exemplu, cei care vor depăși viteza admisă cu 80 de km pe oră să rămână fără permisul de conducere pentru jumătate de an. Se întâmplă după ce un șofer a fost prins cum gonește cu mașina pe o șosea din Ștefan Vodă cu 230 de km pe oră. Bărbatul care conducea un Porsche a fost amendat cu 1800 de lei și 5 puncte de penalizare. Andrei Năstase insistă ca Eduard Harunjen să-și dea demisia. Într-un live pe Facebook, ministrul de interne spune că prezența acestuia la Procuratura Generală ar distruge ceea ce a mai rămas din instituție. La rândul său, Harunjen, care este în continuare în spital, spune că decizia pe care o va lua el nu va fi determinată de dorința vreunui politician. La conducerea Procuraturii Generale încă se mai află niște oameni care au contribuit din plin la exercitarea puterii de stat în nume propriu, de către un dictator, astăzi fugar pe plaje de lux după ce a secătuit Republica Moldova de bani și de resurse. Aflat în secția de cardiologie de la Spitalul Cancelariei de Stat, Harunjen a refuzat să comenteze cele spuse de Năstase. Nu mai comentez niciun fel de aberație și vă rog să nu mă telefonați în spital cu prostii de acest. Eu am intrat în spital să mă licuiesc, nu să mă distrug mai tare. Năstase a mai menționat că în sistem există mai mulți oameni care ar fi dominați de frică. Acesta le cere să vorbească în public despre ilegalitățile care ar fi comise în interiorul sistemului. Totodată, ministrul de interne a cerut demisia a încă 7 persoane, printre care Adriana Bețișor de la Procuratura Anticorupție și Nicolae Chitoroagă de la PCCOX. Aceștia nu ne-au răspuns la telefon ca să comenteze. Demis din funcția de primar interimar al Capitalei, Ruslan Codreanu și-a luat rămas bun de la primărie și de la Orășeni. Astăzi, el și-a instalat o tribună pe șantierul de construcții al unei grădinițe și timp de 20 de minute a povestit despre realizările sale într-un an de activitate. Și de această dată a evitat să spună dacă va candida la alegerile locale, dar a dat de înțeles că ar fi posibil. În praf, miros de vopsea și zgomot de bormașină, Ruslan Codreanu și-a instalat o tribună în mijlocul șantierului grădiniței numărul 166 din sectorul Buicani și a început prezentarea raportului de activitate. Reprezintă un simbol a tot ce am făcut eu pe perioada interimatului, dar și ca viceprimar social. Am încercat să protejez grădinițele municipale și terenurile de joacă pentru copii. Codreanu și-a continuat discursul în care a vorbit despre acțiunile în domeniul educației. Am insistat împreună cu colegii să alocăm de 4 ori mai mult în 2018 pentru reparații în grădinițe. S-au alocat peste 300 de milioane de lei, cifră care se apropie de cea a lui Chirtoacă, care în total în 10 ani a alocat circa 300 de milioane de lei. A trecut în revistă și noile rute de troleibuz, unele puse pe linie cu multe semne de întrebare, printre ele și ruta Ielovin-Chișinău, care a fost lansată de democrata Monica Babuc în campania electorală pentru parlamentarele din februarie, sau cea de la Durlești, cu care s-a laudat Constantin Țuțu. 31 de autobuze cumpărate, 34 de troleibuze asamblate și încă 17 urmează a fi asamblate până la sfârșit de an. 6 rute noi spre suburbii. A continuat cu străzile reparate, cei drept doar pe porțiuni. Nu a vrut însă să spună de ce proiectul pilonilor antiparcare, în valoare de 5,2 milioane de lei, nu a dat rezultate, iar șoferii continuă să-și lase mașinile în voie pe trotuar. Colegii mei de la Direcția Transport o să vă dea răspuns. Codreanu a spus însă că în perioada cât a asigurat interimatul primăriei, ar fi fost amenințat. Te suna fiecare dimineață până seara că ghireta nașului sau ghireta cu mătrului. Nu, îmi scoate ghireta ca să zbor din funcție. În partea cui veneau aceste amenințări? Inclusiv colegi din Consiliul Municipal, inclusiv colegi din Parlament. Puteți să ne dați nume? Nu,
nu-i cazul acum. Și crede că demiterea sa a fost una strategică înaintea campaniei electorale. O să candidați la alegerile locale? Eu mă așteptam că asta, întrebarea asta va veni de la ProTV. Campania electorală oficial nu a început. Și când o să anunțați? Păi am să iau o decizie. Acum, prima etapă, că am luat decizia dacă candidez sau nu. A doua etapă, cum o comunic. Ca și independent? Noastră vreți toate astăzi le aflați. Prezentarea raportului a ținut mai bine de 20 de minute, timp în care Codreanu, cât și jurnaliștii, au stat în soare. Mi-ați cam ținut în soare. Îmi cer scuze pentru asta, colegii m-au asigurat că o să fie umbră. Pe 4 iulie, Ruslan Codreanu și viceprimarul Nistor Grozavă au fost demiși cu votul majorității consilierilor municipali. Codreanu a intrat în primărie în 2015 pe lista PPM, în calitate de consilier municipal. În 2017, acesta a fost numit viceprimar, alături de Silvia Radu. Ulterior, cea din urmă a devenit primar interimar după plecarea lui Dorin Chirtoacă, iar în timpul campaniei electorale pentru localele din 2018, Radu l-a desemnat pe Codreanu să-i ocupe locul pe perioada scrutinului. După ce totuși Comisia Electorală Centrală a declarat rezultatul alegerilor nul, Ruslan Codreanu s-a numit singur primar interimar. A fost scandal la ședința Consiliului Municipal al orașului ucrainean Borispol. Președintele Vladimir Zelenski l-a dat afară pe un secretar după ce a aflat că acesta a fost anterior condamnat. Iaroslav Mihailović, este voi? Mikolaj, voi? Vyjdite atsud. Vyjde atsud. Rozbijnite. Plocho chuješ mene? To budete na рай адміністрації сидіти, кричати. Dar mă ne vse odno de te. Vladimir Zelenski s-a înfuriat după ce unul dintre secretarii Consiliului Municipal din Borispol a început să comenteze declarațiile sale. Chiar în timpul ședinței, președintele ucrainean a căutat pe internet informații despre oficial și a aflat că acesta a fost condamnat în trecut pentru că ar fi participat la un jaf. Англійською. Exit. Exit. Та йди вже, Господи, ти! Чуєте, чи ні? Într-un final, bărbatul a fost scos din sală de paza președintelui. Într-o altă ordine de idei, ieri Vladimir Zelenski a anunțat că anulează parada militară, care urma să fie organizată de Ziua Independenței Ucrainei pe 24 august. Banii care trebuiau să fie alocați pentru eveniment, în jur de 300 de milioane de grivne, vor fi transferați militarilor drept prime. Doi arbori care rodesc energie electrică au apărut în capitală. Aceștia sunt dotați cu sisteme fotovoltaice și se alimentează cu energie solară. Cu ajutorul lor, oamenii vor putea să-și încarce bateriile telefoanelor și vor avea acces la internet gratuit. Arborii costă câte 25.000 de dolari fiecare, iar banii au fost oferiți de PNUD. În acest loc, pe alee de pe bulevardul Grigore Vieru, urmează să fie înălțat acest arbore solar, care va avea o înălțime de 4 metri și va fi instalat cu sisteme fotovoltaice care transformă energia solară în energie electrică. De la acesta, cu ajutorul prizelor USB, oamenii își vor putea încărca telefoanele mobile, laptopurile sau alte dispozitive. Totodată, vizitatorii parcului vor avea acces la internet gratuit. Pe timp de noapte, copacul va lumina și va servi ca un element decorativ în parc. Muncitorii au promis că până la sfârșitul săptămânii copacul va funcționa. Cei care au trecut astăzi pe bulevardul Grigore Vieru au rămas încântați de noile instalații și abia așteaptă să le testeze. Trăim în lumea tehnologiilor și probabil o să ne fie foarte comod nouă tinerilor. Tot bude electrodirivă. Economia bude, красиво bude. И вообще я очень рада, что благоустраивается все хорошо. Aceștia au fost donați de PNUD Moldova. Acești doi arbori solari sunt parte a unei inițiative regionale a Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în parteneriat cu Primăria Municipiului Chișinău. Noi am făcut o donație municipiului Chișinău acești arbori care sunt pentru comoditatea și confortul cetățenilor. Iar pretorul sectorului Râșcani susține că va avea grijă ca arborele să nu fie vandalizat. Și aici o să fie instalate și camere de luat vedere, oraș protejat prin care cei care vor încerca să vandalizeze vor fi foarte rapid trași la răspundere și amenda destul de usturătoare. Arborii au fost confecționați în Croația și costă fiecare câte 25.000 de dolari. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Eu vă spun la revedere și vă doresc o noapte liniștită.